liderul PNL Goș Dan Vâlceanu a făcut publice într-o conferință de presă numele care vor fi dezbătute în această seară pentru preluarea organizațiilor liberale. Pentru organizația de femei, doamna doctor Aura Obrocea. Pentru organizația persoanelor de vârstă a treia, doamna Rudica Ghimiș. Pentru organizația oamenilor de afaceri, domnul Roșianu. Și pentru organizația de tineret, domnul Adrian Rovența. Cel mai important post, cel de șef al organizației municipale a PNL, ar putea reveni lui Marcel Romanescu. În ceea ce privește organizația municipală, și cred că aici lucrurile sunt mai interesante pentru dumneavoastră, vă spuneam, consultând colegii, analizând situația și conjunctura în care ne aflăm și gândindu-mă la ce e cel mai bun pentru Partidul Național Liberal, propunerea cu care voi merge în biroul permanent județean este Marcel Romanescu. Din noul birou politic județean al PNL Goș vor face parte 49 de membri, 41 de liberali sunt deja pe listă, însă li se vor adăuga alți doi membri ai Comisiei de Arbitraj și Control, plus 4 președinți ai organizațiilor interne.